Aș vrea în final să vă relatez ceva. Am spus eu la început de scumpa mea soție care a plecat, așa am numit-o toată viața, acum am numit-o și sfântă la urmă. Cu aproximativ o lună de zile înainte de a pleca la Domnul, un proroc în vârstă, care a mijlocit mult pentru ea, a avut următoarea vedenie, care vă spun că este oarecum în contextul lecției noastre. I s-a arătat un munte al împărăției lui Dumnezeu. Unii oameni veneau până la poalele muntelui și nu vreau să urce. Ăștia sunt cei ce vin până la adunare, dar nu se pocăiesc. Ei nu se angajează în a intra legământ cu Domnul și a urcat spre împărăția sfântă. Dar a văzut apoi, așa curgea imaginea vedeniei, pe cei ce urcau pe mult. Unii pe cărări mai nete, de alții pe teren mai accidentat, că viața nu-i pentru toți la fel. Deci era foarte important, pe la jumătatea muntelui era o oprire, era un filtru de îngeri și de acolo nu mai trecea numai cei ce făceau parte din biserica Domnului. Adevărat, la el în evidență, nu doar la noi. Și undeva în partea stângă se vedea o fiară. Și s-a dat prorocului între cei ce ajunsese acolo să-i cunoască pe doi. Și s-a spus, ăștia doi vor muri primii. Două săptămâni mai târziu îl întâlnește pe unul dintre ei și îl întreabă, frate, ce faci? Bine, sănătos, mănânc, bine, muncesc, dorm, bine. Două săptămâni mai târziu, eu eram mormânt. Dar prorocul l-a vizitat ca bolnav, fiind cu o zi, două înainte a plecat de aici. Și îl întreabă, frate, cum ești? Omul speriat îi spune, acum îmi dau seama, dar am fost prins cu iureșul vieții, eu n-am trăit pocăința așa cum trebuie. Mă simt așa de vinovat și nu știu ce va face Dumnezeu cu mine. Mă întorc la vedenie. Ăștia care nu vreau să treacă de aici, din oameni în carne și oase când jau la capăt de drum la sfârșit de viață, se transformau în mod simbolic în niște copaci uscați. Erau niște muncitori forestieri, fasonau așa ca pe copacul în Nebucadnețar, rămânea numai trunchiul și eu adunau acolo o grămadă de bușteni. Și a întrebat, Doamne, ce-i cu ăștia? Pentru focul din ziua judecății sunt aceste lemne, dar erau suflete. Unii încercau să treacă de barajul acesta de îngeri și să spună, dar eu am fost pocăit. Numai că fiara de acolo răgnea și spunea, ăsta e de-al meu, colaborator. Știți că scrie că diavolul părăște. El are evidența ce marfă ai cumpărat de la. Ea are în procesele lui verbale. Vedenia a continuat cu cei ce treceau. Dar să spun încă ceva. Am întrebat, frate, și ce înțeles ai avut? Ce-i fiara aceea? Zic, tot ce ține de păcat, de înșelătoria diavolului, de lăcomie, de răutate, de toate, dar zic, ce mi s-a dat în mod deosebit? Că n-a avut diavolul armă mai puternică decât tehnologia vremii noastre. Cu asta răpune pe capete, distruge în masă. Tineri dragi, atenție, dar sesizarea e valabilă pentru toți. Revin la vedenie, s-a arătat cei ce treceau de acolo, mai puțin, unde rămăseseră acolo, mai trecureau alte obstacole și dintr-o dată, după cum curgea filmul vedeniei, a avut o cetate sclipitoare, frumoasă, cu porți de aur, a povestit la doi frați pentru mărturie, mie nu mi-a spus numai după ce a plecat soția. A zis, frate, că apoi mi-a povestit și mie personal, în fața cetății era un platou și între cei ajuns la poartă era și soția ta. A ieșit un înger, așa, un aur, așa, cum sunt îngerii. Și avea în față un platou de aur din care servea cu mana ascunsă. Era ca niște bobiți, eu zis, mi s-a dat în vedere să văd cum a servit soția ta. O singură boabă, n-a mai rămas în carne și oase. S-a transformat într-o formă ca îngerului și am cunoscut-o care ea de înger numai după fața ce o avea. Zic, știu că soția ta a avut o față senină. Dar zic, după ce a gustat, așa bucurie radia pe fața ei. O zic, dacă tu ai văzut vedenia asta, măcar că te doare pentru plecarea ei, nu te mai putea întrista niciodată văzând ce stare are acum. Și o să am auzit îngerul care a zis, bucură-te că faci parte din Biserica Domnului și ești dintre cei cu răsplată de plină. Când vei auzi numele, va suna o trompetă
se vor deschide aceste două porți și vei intra în cetate. Au zis, frate, după ce am avut vedenia asta, spunea fratele că n-a fost vis, au zis, n-am mai dormit toată noaptea. Că m-a marcat prea profund imaginea asta. Când mi-a povestit, mie trecuseră două luni de când a fost vedenia, a zis, parcă și acum am imaginea aceea. După ce am văzut cum sunt opriți unii, că au cochetat cu lumea și cu păcatul, și în ce fericire intră alții, dar, frate, și până acum m-am luptat. Dar de acum nu mai mă uit în urmă la nimic. Nu mă va atrage în lături nimic. Și nu mă mai interesează de acum că voi fi bolnav sau sănătos. Că mă ia cineva în brațe sau mă calcă în picioare. Un singur lucru vreau. Să nu mă oprească acolo și să ajung dincolo.